Citim din nou versetul cheie, versetul de aur pentru mesajul de duminica trecută și din duminica aceasta, la slujba de seară, Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Este adevărat cântarea pe care am cântat-o împreună cu tinerii a stârnit în inima noastră dorința de a-L vedea pe Domnul, dorința de a ne întâlni cu Domnul, a făcut-o din nou parcă mai reală, mai vie. Am fost cercetați de Dumnezeu prin această cântare, și asta datorită credinței, credinței noastre, că într-o zi Domnul va reveni, binecuvântat să fie numele Lui. Și în seara aceasta mesajul continuă ceea ce am început duminica trecută, dar continuă ceea ce s-a predicat până acum în seara aceasta și continuă cântarea aceasta. Duminica trecută am vorbit puțin despre hoț și ce face hoțul. Și am zis că hoțul e diavolul, e satana, e cel rău, e șarpele cel vechi. Chiar l-am și numit că e biblic dracul, că îl numește Biblia așa. Și am arătat că el vine să fure pacea noastră, să fure timpul nostru. Să fure inocența noastră și prin aceasta să înjunghie și să prăpădească, să omoare. Dar să mulțumește și dacă rămâne doar hoț. Se bucură dacă e criminal, dacă omoară, dar și cu hoția e satisfăcut. Că în final, dacă ne fură inocența, dacă ne fură timpul, dacă ne fură mintea și gândul și inima, dacă ne pătează conștiința, după aceasta vine și moartea. În seara aceasta ne oprim la ceea ce face Domnul, în contrast cu hoțul, cu diavolul. El, Domnul, a zis așa, în primul rând, în prima parte a versetului 10, El arată ce face hoțul și, în contrast cu hoțul, cu cel rău, arată ce face El. Și el spune așa, eu am venit ca oile să aibă viață. Și parcă nu-i suficient ce viață, el o descrie. Nu o viață simplă, nu o viață obișnuită, ci o viață din belșug. Și sunt convins că v-ați pus întrebarea de-a lungul anilor și ori de câte ori ați citit aici, la ce se referă Domnul? Ce înseamnă viață din belșug? Și bineînțeles că fiecare dă interpretarea lui. Că Domnul nu explică chiar clar la ce se referă aici. Trebuie să folosim alte pasaje din Scriptură ca să înțelegem la ce se referă aici. Cei care promovează teologia prosperității, ei spun că asta înseamnă sănătate și bani, sănătate și bani. Belșug, adică bogăție și sănătate, asta e viață din belșug. Copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă bani și trebuie să aibă sănătate. Domnul nu spune lucrul acesta în schimb. Și aș dori să ne oprim la cel puțin trei lucruri. Viața în poate să însemne, din belșug poate să însemne mai mult decât ceea ce eu încerc să acopăr în seara aceasta. Dar înseamnă cel puțin atât. În primul rând, viață din belșug înseamnă viață veșnică. Asta e viață din belșug. În primul rând și mai presus de orice, singurul care poate să dea o astfel de viață, adică viața veșnică, este Dumnezeu. Și viața veșnică este o realitate și numai El poate să dea această viață. De-a lungul anilor, de-a lungul istoriei, omul dorește această viață. Nu degeaba înțeleptul spune că Domnul a pus în gândul omului sau în inima omului gândul veșniciei. Omul vrea lucrul ăsta. Nu știu dacă țineți minte de când ați fost copii. Și-a citit cărți de povești. Poveștile sunt povești care se joacă cu mintea copilului, sunt interesante. Acolo să bate făt frumos cu smeul ca să ajungă la Eliana Cosânzeana. Și cei doi îndrăgostiți să ajungă într-o lume fericită, într-o tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cam așa se terminau poveștile când eram copii. Mai se termina și cu expresia și dacă n-au murit și astăzi trăiesc. Așa se termina. Ca să te lase cu gândul acesta că mă, poate că n-au murit. Adică este o lume în care oamenii nu mor. Mi-au plăcut poveștile acelea. De când e omul copil, tânăr, visează, dorește, se gândește la posibilitatea asta. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, animați de același gând, avem impresia când suntem copii, că bătrânii sunt foarte bătrâni și că durează foarte mult ca să ajungi bătrân. Asta e când ești copil. Eu mi-aduc aminte când eram copil la țară de bunici. Bunicii după tată nu i-am cunoscut. Au murit înainte ca să mă nasc eu. Dar bunicii după mame i-am cunoscut și au trăit în același sat. Și noi le spuneam tătucu la tata bătrân, la bunicu, tătucu și mămuca la Mama bătrână sau la bunica, Tătucul și mamuca. Și ca și copil îmi aduc aminte de poveștile bunicului meu. Bunicul meu s-a întors la domnul în ultimii doi ani din viața lui. El nu l-a cunoscut pe domnul, dar a fost un om bun, un om de treabă. S-a purtat foarte frumos cu noi. Am ținut foarte mult la el. Deși că numai în ultimii doi ani din viața lui. S-a întors la Domnul, când a fost în casa noastră, când mama a avut grijă de Dumnealui, după ce bunica a plecat la Domnul. El, când a ajuns mai neputincios, a fost în casa noastră. Îmi aduc aminte când era copil, cum îmi spunea povești, că pe vremea aia radio, televizor, entertainment, nu, bunicii creau entertainment pentru copii, pentru nepoți și le spuneau povești, întâmplări. Și mă uitam la bunicul și aveam impresia că e așa de bătrân, nici nu, nici nu puteam să-mi imaginez, bă, dar ce bătrân e bunicul, mă. Nu puteam să-mi imaginez că într-o zi și foarte repede o să fiu eu bunic, nu puteam. Mintea nu mă ducea până acolo. Când ești tânăr, ai impresia că bătrâneți ai foarte departe și asta din dorința de a trăi foarte mult. Și se trezește omul bătrân sau bătrânel sau aproape de bătrânețe. Ca să încurajez pe frații mai în vârstă, am ajuns la concluzia, acum ajungând la 60 de ani și eu, am ajuns la concluzia că bătrânețea începe după 85 de ani. Deci la 85 de ani începe omul să fie bătrân începe, ăla e începutul bătrâneții, până atunci îi tânăr, poate umbla să se simtă fecior. Dar, cine trece de 85, ajunge la 90. Cine ajunge la 90, ajunge la 95. Ca să ajungă la 100, cam 3% din populație ajunge la 100. Cam 3%. Și tot se stinge dorința de o viață mai lungă există. Ar vrea omul să facă tot ce depinde de el, să trăiască mai mult. Unii să trezesc foarte târziu, unii să trezesc foarte târziu, alții mai de tineri să mișcă mai mult, mănâncă mai sănătos, dorm regulat, au grijă de ei să-și întrețină sănătatea și să fie sănătoși cât trăiesc și să trăiască tot mai mult. Se gândesc la asta. Alții se gândesc numai după ce s-au îmbolnăvit. Când s-au îmbolnăvit, zice, n-am avut grijă. Ce să fac? N-am avut grijă. Acum o duc așa. Dorința omului este să împingă anii. Să o ducă mai mult. Gândul ăsta e de la Dumnezeu un om. Omul ar vrea să trăiască veșnic, ar dori lucrul ăsta. Cumva omul este conștient că există viață după moarte. Și pilda pe care a citit-o fratele Alex și din care ne-a vorbit tocmai asta arată că după moarte este viață. După moarte oamenii se împart în două și există, există viață după moarte. Now, în urma acestei dorințe arzătoare a omului, omul ar vrea să aibă parte de această viață fără Dumnezeu. Ar vrea să o descopere el. Ar vrea cumva el să o poată obține. Și probabil că știți, probabil că ați mai citit. Eu n-am citit de recent, dar mulți ani în urmă am citit și am văzut că Oamenii se pregătesc. Se pregătesc pentru viață veșnică, după moarte, dar fără Dumnezeu și cu bani. Fără Dumnezeu și cu bani. Oamenii care au bani mai mulți, nu le fac reclamă să nu cumva să faceți research și să aud că cineva a cumpărat așa ceva. Dar vreau să vă spun că sunt cimitire laborator sunt cimitire laborator. Nu știu care preț, acum în urmă cu mulți ani era între 100 de mii de dolari și 200 de mii de dolari. În care îți cumperi locul acela în cimitir, dar cimitirul laborator. Un laborator în care omul este înghețat instantaneu când moare, asta el lasă în testament. Când moare înghețat instantaneu cu fișa lui, ce boală a avut, ce probleme de sănătate a avut, de ce a murit. Dar îl îngheață imediat și apoi îl bagă în congelator pentru ca atunci când se va descoperi secretul DNA-ului din om și când oamenii o să fie în stare să oprească procesul de îmbătrânire, și când oamenii o să descopere tratament pentru orice boală, atunci să îi dezghețe. Că va fi peste 100 de ani sau 200 de ani, nu mai țin minte cât e garantat că ține, vreo 200 de ani. Dar poate că se gata curentul cândva între timp și uh, nu se alege nimic de treaba asta. Dar haideți să continuăm să, umorul ăsta. Ideea e următoarea peste 100 de ani sau peste 200 de ani, când se descoperă secretul DNA-ului din om prin care se blochează procesul de îmbătrânire și când se descoperă tratament pentru orice boală, atunci ei să fie dezghețați. Ei dezgheață dintr-o dată, le dă injecția aia perfectă, injecția aceea magică, li se pornește inima din nou, li se dă tratamentul ca să nu mai moară încă o dată din cauza bolii și apoi li se dă vaccinul ăla, nu ca și COVID. Vaccinul ăla puternic în care scrie tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și omul trăiește veșnic. Și când citești și când auzi, măi să râzi sau să plângi. Dar eu ce citesc de aici? Dorința omului ca să trăiască tot mai mult, cât de mult și dacă se poate veșnic fără Dumnezeu. Frați și surori, ceea ce spun pare a fi o poveste, pare a fi un basm. Din păcate este realitate. Dar există un adevăr, un alt adevăr Adevăr care este absolut, adevăr care vine din cer, adevăr pe care l-a declarat Domnul Hristos. Iată ce spune El în Ioan 4, 6 cu 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și cum se materializează, cum se împlinește, că doar noi știm că trebuie să murim. Cum ajungem la viața veșnică? Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu o să descopere oamenii secretul vieții veșnice în laborator. Nu o să descopere oamenii medicament pentru orice boală. Că după cum o descoperă la una, apare alta, mai gravă și mai periculoasă. Și descoperă la aceeași, apare alta. Nu vor descoperi oamenii secretul vieții veșnice, pentru că secretul vieții veșnice îl deține Dumnezeu, că el este Creatorul vieții. Și ce este mai frumos și mai plăcut și mai impresionant și mai măreț este că el, Dumnezeu, dă viața veșnică. El dă viața veșnică prin credință și viața veșnică așa va fi dovedită prin învierea în ziua de apoi. Deci dacă murim, nu-i de speriat. Nu trebuie să te lupți până te omori tu ca să nu mori. Atâta te lupți, atâta te chinuiești ca să nu mori. Și până la urmă tot mori. Nu împotriva acestei morți trebuie să ne luptăm așa de mult, ci împotriva morții eterne, împotriva păcatului, împotriva înșelăciunii acestui viac. Pentru că viața veșnică ne-a fost garantată de Hristos, Domnul binecuvântat să fie în numele Lui. Ies, viață din Belșug înseamnă viață veșnică și viață veșnică nu există fără Dumnezeu și fără Hristos, dar în El o avem garantată, binecuvântat să fie în numele Lui. Viață veșnică înseamnă, în primul rând, viață. Viață din Belșug înseamnă, în primul rând, viață veșnică. În al doilea rând, viață din belșug înseamnă viață fericită. Viață fericită. Cine caută fericirea pe pământul acesta? Nu spun prima dată și nu o să spun ultima dată. Constituția Americii apără dreptul omului de a căuta fericirea. Este așezat în primele cuvinte. Ale dreptului pe care Dumnezeu l-a dat omul și specificat în Constituție, the pursuit of happiness. Omul are dreptul să caute fericirea. Este vreun suflet care mă ascultă în seara asta care nu caută fericirea? Căutarea asta, într-un fel, este continuă. Omul vrea mai bine și mai mult. Dar fericirea adevărată o dă Dumnezeu prin Hristos. Dar El o dă. El ne dă viață din belșug, adică o viață împlinită, o viață fericită, nu o viață trăită în mediocritate. Așa și așa, cum spunem noi câteodată. Cum ești? Mă mai duc o zi, mai, azi mai rezist cumva. Bă, cum ești? Așa, așa, așa mă târăsc așa cum pot. Asta nu-i viață din belșug. Viață din belșug e o viață împlinită. Vreau să vă spun că dimineața eu m-am sculat rău. Soția, soția știe lucrul ăsta și acum fac și eu o mărturisire. M-am trezit dimineață obosit, nu știu de ce, m-am trezit obosit. Stresat, nu știu exact de ce, de ce a fost de ce anticipam să vină. Am fost într-o dispoziție rea de tot, dar mi-am dat seama și m-am înfrânat să nu zic ceva, să nu spun ceva, dar soția am văzut că n nu n-am fost bine deloc când m-am trezit. Deși că atunci când m-am trezit, încă de când eram cu capul pe pernă, mi-a răsunat în urechi, o cântare extraordinar de frumoasă. Și îmi răsuna, Dumnezeu mă cerceta și căuta să-mi schimbe starea. Mi-a fost foarte greu, în ciuda acelei cântări superbe. Într-o paranteză, când am sosit la biserică în parcare, n-am oprit mașina și n-am ieșit afară, i-am zis la soție să caute cântarea aia, să o pună, să o pună pe, pe telefon și să cânt și eu un vers, că am nevoie, am nevoie acum de cântarea aceea. Și când te trezești așa, nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai treziți așa din când în când, că se poate. Mă, nimic n-a fost bun. Am intrat în closet, păi unde sainele? O haină e aici, una e dincolo, alta e dincolo, un pic în ghesial, zic, mă, I hate this closet, mă, e, e prea mic, mă, și nu-mi nu, nu place nici cum, da? E ok, soția calmă, liniștită, m-a simțit de la început, O văzut. Ani, dacă te pot ajuta cu ceva, e ok. Zic, am ok, I'll be fine, dar nu sunt ok. Nu sunt ok. Mă nimic n-a mers mă, de la pantofi, de la ciorap, de la haină, de la cămașă, de la uh, everything else nimic n-a mers, am fost tensionat, am fost strâns din toate părțile, dar am răsunat cântarea, am răsunat cântarea. Și am zis, am mărturisit, zic, nu-i bine, soția zice, Dumnezeu binecuvintează ziua de azi, Dumnezeu are ceva în plan, nu te necăjesc, zic, nu mă necăjesc, sunt ok, dar, dar nu sunt ok. Am ajuns la casa Domnului, am pornit cântarea, am cântat împreună cu cântarea, chiar am scăpat câteva lacrime, a fost ceva unic așa am zis aleluia, respir ușurat, Dumnezeu va purta de grijă. De ce așa? N-am putut să explic. Dar ceea ce vreau să vă spun este că copiii lui Dumnezeu când își îndreaptă privirile și mintea și inima înspre Cel care ne-a răscumpărat, El ne schimbă starea. El e Cel care ne dă împlinire și liniște și pace și satisfacție. O să ai zile grele, o să ai zile când te trezești întors pe dos și ai impresia că totul merge rău și că nimic nu-i bun. În ziua aceea, adu-ți aminte că-l cunoști pe cel care dă viață din belșug. În ziua aceea, adu-ți aminte că El te binecuvintează, că El este lângă tine, că El te întărește, El te îmbărbătează. El îți împlinește sufletul în orice circumstanță. Iată ce spune Sfântul Pavel Filipenilor în capitolul 4 de la 11 la 13. Accentul este căci m-am deprins, m-am obișnuit, m-am învățat. Iată, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins, m-am obișnuit, m-am învățat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, iată din nou același termen, m-am deprins, m-am obișnuit să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot Totul în Hristos care mă întărește. Firea pământească nu ne întărește, lumea nu ne întărește, fraților. Bogăția nu ne întărește. Când ne merg lucrurile bine, nu alea ne întărește. Cine ne întărește? Ne întărește Hristos pentru că El ne-a dat viața din belșug, binecuvântat să fie Domnul. El este Cel care ne dă împlinirea sufletească de care avem nevoie. El este Cel care ne ajută să acceptăm voia lui Dumnezeu. Cineva va zice, cum pot să fiu împlinit când lucrurile merg rău? Când toate se dau peste cap. Cum pot să fiu, cum pot să fiu fericit când toate merg în Frați și sorori, copiii lui Dumnezeu au capacitatea și harul din partea lui Dumnezeu să accepte voia lui Dumnezeu pentru viața lor, chiar și atunci când circumstanțele nu sunt favorabile. 2 Corinteni 7 cu 9 și 10. Totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Ce înseamnă asta când te întristezi, dar accepti voia lui Dumnezeu în întristare, întristarea asta duce la pocăință. Și întristarea asta, chiar întristarea în sine, te face fericit. Nu aștepta să ai o viață fără provocări. Nu aștepta să ai o viață fără întristări. Nu aștepta să ai o viață în care lucrurile să meargă numai bine. Dă slavă lui Dumnezeu și când lucrurile stau împotrivă și te întristezi. Acceptă voia lui Dumnezeu atunci și vei fi fericit și împlinit în aceea duce la mântuire. 1 Petru 3 cu 17 Că ce este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Pot să suferi? pot să suferi când faci binele? Yes? Dar știi că e voia lui Dumnezeu. Și atunci nu ești neîmplinit, nu ești nesatisfăcut, nu ești agitat, nu ești revoltat, nu te ridici împotriva lui Dumnezeu, ci accepti voia lui Dumnezeu. 1 Petru 4 cu 19 Așa că cei ce suferă cum? După voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Auzi, suferă după voia lui Dumnezeu. Toți căutăm fericirea. Niciunul nu vrea să sufere. Dar când suferim și știm că suferința face parte din planul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu poate să fie, suferi, să fie fericit în mijlocul suferinței. La asta ne a chemat Dumnezeu. Asta înseamnă viață din belșug. Dumnezeu îți dă viață fericită chiar și atunci când ești încercat, întristat și chiar și atunci când trebuie să suferi. În al treilea și în ultimul rând, în seara aceasta, viață din belșug nu înseamnă doar viață veșnică, nu doar viață fericită, ci și o viață de biruință. O viață de biruință, asta înseamnă viață din belșug. O viață în care biruiești. Biruința asupra bolii! Dumnezeu îți dă biruința asupra bolii și cineva va spune, cum, dar mă vindecă Dumnezeu de toate bolile? Nu neapărat. Vreau să spun că Dumnezeu ori te vindecă, ori te ajută să o duci cu demnitate și suferința boala să-și împlinească scopul lui Dumnezeu în viața ta. Sunt oameni care dacă n-ar fi trebuit să sufere, n-ar fi rămas lângă Domnul. Acum, întrebarea se, se pune și retorică și simplu de răspuns. Sănătos în iad sau bolnav și mântuit în rai? Ce ai alege? Dacă Dumnezeu te întreabă, ce ai alege? Sănătos în iad sau bolnav cu suferință, dar în împărăția lui Dumnezeu, în rai? Bineînțeles, noi am luat a treia opțiune. Sănătos în rai. Noi asta am vrea, pe a treia. Dar. Uneori, Dumnezeu ne constrânge, ne forțează, ne prinde la colți pentru ca să ne țină pe cărarea mântuirii. De-a lungul anilor, mulți au mărturisit și eu cred că, frații, slujitor și nu numai. Ați auzit pe alții care au mărturisit. Dacă Domnul nu mă lăsa cu suferința asta, dacă Domnul nu mă lăsa în încercarea asta, nu știu dacă mai eram credincios mi se urca la cap, mi era prea bine și mă depărtam de Dumnezeu. Dar Dumnezeu m-a ținut. Deci ce face Domnul cu boala? Dumnezeu ori o vindecă, ori te ajută pe tine să o duci cu demnitate și boala să ducă planul lui Dumnezeu la îndeplinire în viața ta. Și o zic, Doamne ajută-ne! Eu aș vrea întotdeauna când mă doare ceva să fiu vindecat. Dar Domnul nu mă vindecă întotdeauna, mai îmi lasă și durerea, să-mi aduc aminte că din carne și oase și că ruginește ba una, ba alta, că sunt pe pământ și suntem supuși suferințelor și ducem suferința cu demnitate și lăsăm ca suferința să ducă la îndeplinire planului Dumnezeu în viața noastră. Dar Domnul, asta înseamnă biruință. Repet, biruința asupra bolii nu înseamnă neapărat vindecare 100%, ci înseamnă și purtare cu demnitate a suferinței și împlinirea voiei lui Dumnezeu. Biruința asupra necazurilor și a suferințelor. Again, Domnul ori te scapă din încercare, din suferință, din necaz, ori te ajută să-ți duci necazul, să ți duci suferința pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața ta. M-am întristat și m-am bucurat în același timp dimineață și mai mult m-am bucurat acum seara, când dimineața unul dintre frații mai în vârstă care s-a botezat, ați văzut că Dumnezeu a binecuvântat cu un rod bogat, între cei 40 a fost și oameni mai în vârstă, dintre care unul de 72 de ani. Fratele acesta a apărut dimineața când a mers să facem poza, a apărut acolo și eu zis, n-aveți haine pentru botez, el era îmblăcat normal, cu o cămașă, cu pantaloni, închiși la culoare, n-aveți aici la biserică haine pentru botezi Am fost un pic frustrat, dar am zis, mă, nu cunosc toată povestea, nu zic nimic. Nu zic nimic. Am zis, nu avem, dar un frate ușier care a venit cu el, a zis, frate Cornel, mă duc, eu, mă duc la magazin cu el și îi cumpăr. Îi cumpăr pantal, îi cumpăr haine albe și îl aduc înapoi la biserică. Și dacă vine mai târziu, nu e nicio problemă. Și eu n-am avut timp, nici nu m-am concentrat să mai pun întrebări. Am lăsat lucrurile așa, o mers slăvit să fie domnul, domnul să binecuvinteze și să răsplătească și slavă domnului s-au găsit și pantaloni și cămașe și încălțăminte și-au venit ca să fie la botez. Dar mai târziu am aflat că de fapt fratele acesta a fost obligat să fugă de acasă, că nevasta nu l-a lăsat, o știu că vrea să se boteze azi și nu l-a lăsat să ia mașina și-a fugit de acasă cu bicicleta o venit cu bicicleta la, la biserică dimineață ca să se boteze fraților. Și am zis, wow, încă, încă, în zilele noastre mai sunt oameni care trebuie să sufere pentru Hristos, care au împotrivire, frate drag, bărbate, ca azi e ziua mamei, ne de bărbați, bărbate, poți să dai slavă lui Dumnezeu care ai o nevastă care te împinge la biserică? care te împinge de la spate, care te ajută, care se roagă pentru tine, care zice, Doamne, să fie mai pocăit bărbatul meu, Doamne, întărește-l, Doamne, ajută-l, Doamne, sprijinește-l, să fie un adevărat preot în casă. Poți să dai slavă lui Dumnezeu că te-a binecuvântat, Dumnezeu cu o soție care te împinge de la spate, știi că ar fi posibil să ai o nevastă care se împotrivește și să fugi tu de acasă, să iai bicicleta și să fugi la biserică, și atunci ce mai haine? Lasă hainele, mă duc la biserică, mă duc și mă botez. Și slăviți să fie Domnul că a fost bucurie în ceruri și a fost bucurie aici. Frate și soră, dă slavă lui Dumnezeu dacă ai suport în familie. Dacă ai o nevastă care te sprijinește, dacă ai un bărbat care se roagă pentru tine, care te încurajează la tot ce este frumos și bun, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă ai copii care îl iubesc pe Dumnezeu, încă în zilele noastre se poate cineva să sufere, dar Domnul dă biruință, se poate viață din belșug pentru un om care suferă, eu l-am văzut pe fratele ăsta foarte fericit, foarte bucuros. Cum se poate lucrul ăsta? Cu o nevastă supărată acasă, bine că o venit și o mâncat aici, că nu știu dacă i-o da nevastă sa mâncare când a ajuns acasă, da? Cel puțin azi a venit la masă și au mâncat și apoi au plecat acasă. Ne rugăm, ne rugăm pentru el, ne rugăm pentru soția lui. Dumnezeu poate să-i transforme inima, Dumnezeu poate să aducă mântuire în casa lor cu adevărat. Yes, viață din belșug înseamnă bucurie și pace chiar în mijlocul suferințelor. Slăvit să fie Domnul! Biruință, viață din belșug înseamnă biruința asupra păcatului. Cum biruința asupra păcatului? Domnul te iartă și îți dă putere asupra celui rău. Să nu mai mergi înapoi de unde te-a scos. Asta înseamnă biruința asupra păcatului. Noi dorim biruința asupra păcatului și antunericului și mulțumim lui Dumnezeu de fiecare dată când ne-a dat putere să biruim. Ne cerem iertare pentru momentele în care am căzut. Au fost zile în care am căzut la examen, dar Domnul este Cel care ne dă biruință biruința asupra bolii, biruința asupra necazului, biruința asupra păcatului. Ies, diavolul vine ca să fure, dar Hristos Domnul a venit ca să ne dea viață din belșug. Bucură-te în seara asta pentru viața din belșug pe care ți-a dat-o Domnul. Și dacă nu ai, ceri de la el. Tot ce îți lipsește cere de la el să ne rugăm Dumnezeu să ne dea această viață din belșug. Se poate să fii un om împlinit, să fii un om binecuvântat, să fii un om satisfăcut, să fii un om fericit. Se poate cu el și lângă el binecuvântat să fie numele lui.